Sunt medic specialist de radioterapie, numele este Mihai Vlad. Sunt șeful secției de radioterapie al Centrului de Diagnostic și Oncologic Oncocard Brașov. Colaborarea mea cu Centrul de Diagnostic Oncocard a început în 2016, pe vremea aceea eram medic specialist radioterapie undeva în nordul Franței, Normandia. Aflând despre Centrul Brașovean, eu fiind brașovean, mi-a plăcut foarte mult ideea de a veni acasă și de a continua ceea ce făceam practic în Franța, pe același tip de activitate, pe aceeași tehnică, pentru că în radioterapie tehnica ne ajută extrem de mult. Prima reacție a fost oarecum de reticență. Un alt centru privat în afara centrelor universitare tradiționale din țară. Însă, venind aici și văzând nivelul de echipare pe platou de radioterapie, a fost suficient să-mi dau seama că sunt practic la același nivel cu ce făceam în străinătate, în Europa. Am fost și în alte centre de radioterapie, sunt aceleași aparate, aceleași protocoale, același parcurs al pacientului pentru tratamentul oncologic. Primul lucru am văzut aparatura de platou de radioterapie. A fost tot ce m-a interesat. Adică să știu că pot începe, practic pot continua ceea ce lăsasem o săptămână înainte în Franța. Pacienții sunt din ce în ce mai informați și vin cu speranțe mari știind că tehnica e dintre cea mai performantă disponibilă deja în Europa, nu doar în țară. Avem pacienți din toată regiunea centru, practic pe o rază de 180 de kilometri, este singurul centru de radioterapie care poate livra un tratament conformațional cu modularea intensității de tip rapid arc, cum facem aici. Ne străduim să ne ridicăm la așteptările pacienților și în efortul nostru intră nu doar tratamentele de zi cu zi, ci și pregătirea fiecărui plan de tratament. Aici înseamnă discutarea planurilor în cadrul comisiei oncologice, deci o discuție medicală între profesioniști din domeniul oncologiei, oncologi medical, chirurgi, oncologi, anatomopatologi, imagiști, care se pun de acord cu secvența de tratament, cu tipul de tratament oncologic pentru fiecare bolnav în parte. Asta ne ajută să oferim pacienților cea mai bună soluție de tratament pentru stadiul bolii, individualizat pentru fiecare pacient. Întotdeauna este loc de mai bine, de crescut și pe partea tehnică și la nivelul echipei. Așteptăm colegi noi. Numărul de pacienți care ne solicită este tot mai mare. Avem nevoie de colaborări pe partea de oncologie și diagnostic. Pe partea tehnică, avem un proiect, o reechipare a platoului cu aparatură de ultimă oră. Ajutorul financiar oferit deja de bancă a contat enorm pentru a putea continua activitatea. Dar avem nevoie în continuare de sprijin pentru noi echipamente, pentru un upgrade la cele vechi, pe toate planurile, nu doar radioterapie, platforma de diagnostic, partea de chirurgie, toate merg împreună, nu poate fi doar o specialitate medicală. Încercăm să construim un întreg aici și pentru asta sigur că trebuie investiții și ajutorul financiar este apreciat și binevenit.